Polițiștii de la secția 3 nu sunt singurii care îi scuturau de bani pe șoferi. Un agent de la ordine publică din Buftea a fost reținut aseară după ce a fost prins în flagrant când lua bani de la un bărbat pe care l-a oprit în trafic. Se pare că nu era prima dată când polițistul făcea asta. Mai mulți oameni au făcut plângere împotriva lui în ultima vreme, așa că anchetatorii au decis să-l supravegheze. Iar aseară acesta a căzut în plasa lor. Polițistul este audiat acum de ofițerii de GEA.